Am revenit în direct și alături de mine în platou domnul Dan Mihalache, ambasador în Cipru, fost ambasador în Marea Britanie, de la cald, de la frig la cald. Da. A fost o mutare prielnică, mă gândesc, pentru dumneavoastră, în plan personal, cine suportă frigul și tristețea apăsătoare a nordului. În primul rând, bună seara. Bună seara. Mă rog, la Londra au fost 5 ani destul de complicați pentru că mandatul meu s-a suprapus cu Brexit-ul. Eu am ajuns la Londra în ziua referendumului pentru Brexit, când încă toată lumea credea că Brexit-ul va fi respins. Întâmplarea face că în seara eram și eu acolo a doua zi dimineață ne-am era trezit, o depresie generală. Ne-am trezit, noi am, echipa care mă primise din ambasadă punea pariuri apropo de chestia asta și pariul era majoritar că Brexit-ul va fi respins și am plecat în ziua în care Brexit-ul a intrat în efect, cum s-ar spune. Deci când după acești ani și a fost o experiență destul de complicată, mai ales că am constatat cu ocazia Brexitului că numărul de români estimați în Marea Britanie cu care noi operam, aproximativ jumătate de milion, de fapt, în urma procesului de înregistrare la care i-a obligat Brexitul, a crescut la un milion și mai mult de un milion, cred că acum un milion 100 de mii. Și ați ajuns în Cipru. Eu nu aș vrea să insist foarte mult pe calitatea dumneavoastră oficială, cea de ambasador. Dar nu pot să nu vă întreb în context cum se vede politica românească externă. În condițiile celor două focare de conflict, în condițiile unui Schengen, unei aderări la Schengen eșuate, în condițiile în care viza pentru Statele Unite în continuare există după 9 mandate, aproape de 9 ani de privatizare a politicii externe în mandatele lui Klaus Iohannis. Da, păi că pare că e pe persoană fizică așa politica externă a României și eram curios de perspectiva dumneavoastră asupra situației actuale. Putem discuta, dar vreau să încep prin o precizare, un fel de disclaimer, ca să spun așa. Eu am acceptat invitația dumneavoastră, cum am acceptat și alte invitații, nu pentru a vorbi în calitate de ambasador, eu îmi respect statutul diplomatic, ci de, hai să spunem, analist, observator, participant la viața publică din România și în încercarea în același timp de a introduce în dezbaterea publică din România un număr de teme care mie mi se par esențiale în orizontul anului 2024, care va însemna o schimbare. Pare că plănuiți să vă întoarceți în politică, la un moment dat, în politica poate, militantă, nu? Poate, da. Vă gândiți să demisionați din funcția de ambasador sau cum? Vom vedea. Care e planul? Nu am un plan, deocamdată. Pare că aveți de vreme ce sunteți dispus să ieșiți, domnule Mihalache, și mai ales la o astfel de emisiune. Deocamdată adică cred că e important un efort a unor oameni de a genera o dezbatere dincolo de calculul care se face, cine câștigă, cine ia președinția, cine formează guvernul, cine ia majorități și așa mai departe. Se mai fac și altfel de calcule decât astfel de calcule cinice? Eu cred și aici mă întorc la întrebarea dumneavoastră, făcând această mică introducere, poate plictisitoare, dar utilă, că avem datoria sau, mă rog, oamenii care au încă ceva de spus în țara asta au datoria să reflecteze asupra unor teme. Iar politica externă a României este o asemenea temă, mai ales că ritmul schimbărilor în lume, așa cum vedem, este foarte accelerat și obligă la mai multă mobilitate, la mai multă imaginație și la a găsi pentru România un rol în perspectiva următorilor ani. Eu nu încetez să tot spun că dacă
nu vom da dovadă de imaginație și mobilitate, noi vom fi lăsați în urmă undeva. Să înțeleg că nu s-a adaptat România la vremurile pe care le traversează lumea? Haideți să o luăm în... Și am cuplat-o de... Stați puțin, că acum trebuie să fac eu un disclaimer pentru cei care ne privesc. Am cuplat debutul nostru de discuție de personalitatea sau de persoana lui Klaus Iohannis, pentru că poate multă lume nu-și mai aduce aminte. Dumneavoastră ați plecat direct de la Cotroceni din funcția de șef al cancelariei, corect, în funcția de ambasador. Deci erați cumva mâna dreaptă a președintelui Klaus Iohannis, a și desființat cancelaria președintelui după ce ați plecat dumneavoastră, dacă a fost semn bun sau rău. Asta poate să ne explicați dumneavoastră la capitolul File de istorie de mai târziu în discuția noastră. De asta vă întrebam foarte punctual și foarte personal, dacă ăștia 9 ani de politică externă au fost adaptați momentului, dacă am avut energie, dacă am avut imaginație. Eu nu cred că perioada celor 9 ani poate fi tratată în bloc. Până la un punct, până la urmă, faptul că România a devenit o țară predictibilă și serioasă, care se sprijină în politica externă pe cei trei piloni, să spunem așa, esențial, parteneriatul strategic cu Statele Unite, apartenența la NATO și apartenența la Uniunea Europeană și în cadrul, să spunem așa, conduite ei în aceste trei relații, a fost o țară predictibilă, este un bun câștigat al acestei perioade și el trebuie tratat ca atare. Acum, domnul Mihalache, cu tot respectul, nu ne-a luat Klaus Iohannis din negura anilor 90 și ne-a așezat pe harta lumii. Nu-i vorba de... Traian Băsescu, cu multele lui bube, a fost destul de energic în plan extern și finalul de mandat l-a prins destul de bine, dacă o zic eu, în mod... Adică care am fost destul de implicat emoțional în cele două mandate Traian Băsescu. Eu pot să fiu de acord că și președintele Traian Băsescu, și de ce să nu o spunem retrospectiv și președintele Ion Iliescu și președintele Emil Constantinescu, au avut meritele lor în acest parcurs de politică externă. În ceea ce privește cele două componente de securitate, relația cu Statele Unite și NATO, care ne asigură componenta securitară și iată să vede ce importantă este astăzi componenta securitară într-o zonă foarte complicată și în ceea ce privește apartenența la Uniunea Europeană. Deci eu nu mai sunt adeptul judecăților globale, că unul a fost bun, altul a fost rău, fiecare și-a avut pașii lui. După cum mandatul domnului președinte Iohannis a fost o consacrare a predictibilității României în aceste trei relații, ceea ce este și astăzi și a fost foarte important. Bun, acum eu cred că trebuie să ne uităm la ce facem în viitor. Ce rost mai are trecutul, corect? Pentru că avem această acumulare pozitivă, dar în același timp trebuie să ne gândim. Unu, că suntem într-o lume extrem de dinamică. Doi, că suntem într-o Europa care arată cu totul altfel decât Uniunea Europeană la care am aderat noi în 2007, care are cu totul altă agendă, care are cu totul alte provocări, care are cu totul alte probleme de competitivitate economică, de democrație, de migrație, de departajare între țările Uniunii Europene și agenda se va schimba. Bun, suntem capabili să răspundem printr-o politică inteligentă unei realități care s-a schimbat? Iată, în un număr foarte comprimat de ani am avut pe de-o parte pandemia, pe de altă parte războiul din Ucraina, acum războiul din Orientul Mijlociu. Și cine știe ce mai vine, da. Suntem capabili să ne deschidem și spre alte spații? Gândiți-vă că un anumit tip de... faptul că România s-a focusat în primii 25 de 30 de ani pe aceste trei obiective, așa, securitare și de prosperitate, a făcut să-și piardă influența
în Orient, de în pildă, China, în relația cu China, în Africa. Care... Deci am câștigat pe o parte și am pierdut pe cealaltă. Eu cred din acest motiv că e nevoie de o anumită readaptare și a obiectivelor și a instrumentelor, pentru că mergem într-o lume în care schimbările sunt foarte rapide. Am înțeles. Deci până acum, dacă ar fi să sintetizăm, am fost mai degrabă conformiști decât imaginativi la nivel de, la nivel de politică externă. Poate că ne-am complăcut într-un anumit conformism, dar și din dorința de a arăta că suntem parteneri loiali și predictibili. Pentru că știți foarte bine că în primii... În istorie, un dubiu privind seriozitatea noastră ca națiune. Dacă, într-adevăr, ne respectăm cuvântul dat, dacă suntem parteneri serioși și așa mai departe. Faptul că acum suntem extrași din zona asta dubitativă pentru partenerii noștri, e un bun câștigat al acestor ani. Am înțeles, acelor nouă. Da, nu, eu mizam și pe altă nuanță, dar nu o să insist foarte tare, că n-aș vrea să sunteți totuși ambasador și știu care sunt rigorile și limitările exprimării publice. Dar insistam și foarte mult pe relația titularului pe politică externă în raport cu poporul. Adică, uitați, de pildă avem un nou parteneriat strategic, ne-au anunțat public, cu Ucraina, dar nimeni nu explică poporului ce presupune el, cum e acest acord, pe ce bază e construit, care sunt perspectivele. Adică noi am avut acești 9 ani de zile, domnule Mihalache, mai degrabă o politică externă la secret. Nu avem rapoarte de la consiliile la care participăm, rapoarte publice, poate. Nu avem mandate pe care un președinte să le ia de la Parlament, mai ales în momente tensionate. Nu știm exact ce se întâmplă cu Schengen. Guvernul vrea să dea în judecată Austria. Președinția zice stop, nu e o idee bună. Adică credeți că după încheierea acestor două mandate, Klaus Iohannis, pe lângă discuția pentru care dumneavoastră faceți apel... Asta e o discuție de conținut. Exact. Ar trebui și o discuție de formă, dacă vreți, să nu fie politica externă apanajul unui singur om sau unei singuri instituții, așa cum este ea definită astăzi, dacă vreți, și prin Constituție și prin cutume? Eu nu cred că ea este apanajul unui singur om. Faptul că nu există o presiune pentru a afla diverse lucruri. Mă rog, aici e un balans foarte sensibil între ceea ce înseamnă birocrația care face politica externă, decidentul politic care este președintele, între ministrul de externe și guvern, între președinte și guvern. Probabil că un alt titular al postului o să gândească în alți termeni acest lucru în măsura în care va fi nevoie. V-ați întors la ideea mea, un alt titular al postului. Deci nu, e clar de acum, o privatizare nu, acolo, dacă nu, vreți, nu, în termeni... Eu nu pot să fiu de acord cu termenul de privatizare. Ludice așa, superficial. E un termen care nu definește situația. Dar există și o slăbiciune a clasei politice în ceea ce privește... a întrebat despre politica externă. Adică nu înțeleg de ce plasați cumva... Uitați-vă că numărul participanților la procesul decizional în ceea ce privește politica externă e din ce în ce mai mic, iar acești participanți vin în principal din zona, să spun așa, Ministerului de Externe. Bun, stați că nici nu vrem să ne întoarcem la scenele acelea penibile dintre Ponta și Băsescu când se băteau pe scara avionului care se plece la Bruxelles. Exact. Păi nu, e clar că cineva a zis decât să astfel de scene, mai bine Herr Iohannis, ia dumitale politica. Bun, și du-te și fă... Eu înțeleg că vreți să împingeți tot timpul discuția spre președinte. Nu vreau să împing spre... Dar eu spun că trebuie să ne gândim cumva în viitor. Da. Mie procesul de reflecție pe fond mi se pare important, pe fondul deschiderilor, repet, într-o lume care se schimbă foarte repede, și cred că la acest proces trebuie să participe mai multă lume. Dar vedeți că mi-ați făcut aproape un reproș, că împing discuția spre Klaus Iohannis. Domnul Mihalache, eu știu că cu tot aveți o simpatie. Dar cu tot respectul, după 9 ani de zile în care, vă spun, se manifestă și o frustrare de jurnalist trăitor într-o țară democratică unde
care a crezut, s-a iluzionat cu ideile de libertate de exprimare, de dreptul de a ști, de a pune întrebări. N-am avut ocazia să-l întreb pe președinte absolut niciodată nimic în 9 ani de mandat. Este aproape nemai întâlnit în Europa civilizată așa ceva. Și da, aș fi vrut mai multă transparență ca să înțeleg și eu din ce s-ar putea compune opera politică a lui Klaus Iohannis. Și atunci vă întreb pe dumneavoastră, în măsura în care puteți să răspundeți, a devenit România mai normală în acești 9 ani de zile, domnule Mihalache? A fost, avem o Românie mai bine făcută, a lucrului bine făcut? Și o întrebare mai personală pentru dumneavoastră. Dacă ați crezut în aceste idei ale lui Klaus Iohannis și ați făcut campanie pentru Klaus Iohannis și bună parte din produsul Klaus Iohannis este și opera dumneavoastră, de ce n-ați rămas în România să construiți România normală alături de Klaus Iohannis? Bun. Eu cred retrospectiv că acest mandat are o parte foarte importantă de activ. N-am să vorbesc despre lucrurile din loialitate și din considerație față de, am și observațiile mele. Critice, sper. Poate odată o să explic mai bine anumite chestiuni, dar Klaus Iohannis a fost, președintele Klaus Iohannis a fost un factor pozitiv în epoca post-Băsescu. Un factor de normalizare a societății, de temperare a unor excese din epoca Băsescu. Mai concret, la ce vă referiți? La diferite lucruri care în epoca Traian Băsescu, care, repet, și-a avut meritele lui, nu e acum, nu facem judecăți exclusiv negative, era nevoie de un președinte ca domnul președinte Iohannis. Inclusiv dacă ne uităm la faptul că a dat și o altă, a introdus o atmosferă mai respirabilă în societatea românească, care era la sfârșitul epocii Băsescu, amintiți-vă momentele cu referendumul, cu cătușe, cu DNA-uri, cu... Era de-a dreptul isterizată și încărcată de un număr de excese. Lumea este astăzi mai normală în conduită. Acum, repet, ei... Să știți că pot să fiu de acord cu argumentul dumneavoastră. Adică faptul că tensiunea din epoca Băsescu și-a găsit o supapă în epoca Iohannis... Nu poți să trăiești într-o societate care respiră paranoia. Mai concret, domnule Mihalache. Așa era, amintiți-vă, totul era o tensiune. Amintiți-vă doar de momentul 2012 al referendumului. Eu știu că l-am trăit din plin. Eram pătrătoare în fața la Băsescu la garaj. De tot ceea ce s-a întâmplat, gândiți-vă că eu o iau și ca, dacă vreți, vă dau un exemplu personal. Când vă rog. Faza cu Ani? Cu Ani, care mi-a mâncat nervii și până la urmă... Aici v-ați intersectat cu Klaus Iohannis, că și domnii i-au mâncat nervii. Numai că amintiți-vă că atunci când Ani, în prima zi a campaniei electorale din 2012 a publicat 4 nume, respectiv domnul Helvig, Liviu Marian Pop, eu și Ovidiu Silaghi, am fost pe toate televizoarele, da? Eram dușmanii poporului. Da? După 3 ani, când am câștigat la Înalta Curte de Casație și Justiție, a fost o mică știre pe Rompres de 4 rânduri. Și pe dumneavoastră aproape v-a costat cariera politică. Păi am trecut foarte aproape de acel moment. Când am spus atunci unui fost unui coleg de-al dumneavoastră din presă că nu cred că parteneriatul strategic cu Statele Unite stă în domnul Horia Georgescu, am fost șeful anii de atunci, am fost de-a dreptul etichetat drept anti-american. Dar erați într-o funcție importantă, consilierului Victor Ponta. Bun, și acum nu ne am consilierul Victor Ponta, eram secretar general adjunct al guvernului. Așa, bun.
Și după aceea, când cine mi-a mai cerut scuze pentru așa zisul anti-americanism, când domnul Horea Georgescu a fost, nu știu, un pic priponit pe undeva. Până să fie priponit, a fost luat cel cu cătușe, cu breaking news. Cu cătușe și așa, cu da. Breaking news. Deci... Dar o ziceți cu satisfacție, așa v-a părut bine un pic că a pățit-o și el să vadă nu, cum e. Nu, că până la urmă da. Am aflat, nu că mi-a părut bine, că a fost un instrument domnul Horea Georgescu, dar faptul că lucrurile astea s-au întâmplat, le-am dat exemple din viața mea personală, pentru o atmosferă dominată de o paranoie și de foarte, foarte multă... Dar, eu sunt de acord cu contextul așa cum îl descrieți dumneavoastră, dar la un moment dat când ați plecat de lângă Victor Ponta și v-ați dus lângă Klaus Iohannis, Victor Ponta a căzut în aceeași capcană a sistemului, penal, urmări penal, nu știu ce, și mi-am aduc aminte o declarație de la dumneavoastră din acel moment că e foarte greu să mai lucrez cu un premier urmărit penal. Cumva anatemizându-l pe Victor Ponta. Nu, eu n-am spus niciodată. Cred că o am și aici. Nu. Asta... asta e, cred cel puțin, adică nu știu că n-am recurs la chestiunea asta. Până la urmă, mă rog, istoria va consemna, dacă vreți, putem discuta. Uitați, e greu de colaborat cu un premier trimis în judecată, îmi spuneți. Păi era trimis în judecată. Păi? Păi da, era premier. Păi și, Klaus Iohannis a candidat cu anii pe urmele sale și a fost achitat abia după ce a ajuns președinte. La înalta curte. Bun. De Livia Stanciu, ajunsă la CCR. Viața e complicată. Păi vedeți, domnule, la câștig. Dar putem să tragem linia acum, ca da. Să ne întoarcem la evaluare, că totuși societatea astăzi arată mai normal decât... Deci spuneți că borna electorală România normală a fost atinsă. Aș spune că România e mai normală, nu neapărat că toate lucrurile funcționează și că schimbările... Și România duce încă, și aici mă întorc la debutul discuției noastre, duce lipsă de un proiect de profund, de un proiect de anvergură. Și cred că România în 2024, când au trecut, iată, un sfert din acest secol, ar putea să facă un efort dincolo de, repet, calcule cu cine va câștiga, cine va pierde, cine va fi președinte, că va fi PSD, că va fi PNL, că va că fi vor fi împreună. Poftim? Că vor fi împreună. Sau că vor fi împreună. Credeți în ideea asta de refacerea USL 2.0 cu un dușman deja declarat și de PNL și de PSD în construcția AUR și a lui George Simion, e suficient la nivel de argument public, politic pentru o astfel de construcție? Nu, aș putea crede într-o construcție care de data aceasta nu se fundamentează pe un dușman, ci pe un proiect. Uh-huh. Pentru că, într-un fel sau altul, destrămarea USL-ului s-a făcut, s-a datorat și faptului că pericolul dușmanului, dușmanul comun a dispărut și atunci fiecare, pentru că proiectul n-a fost suficient de consolidat în partea lui pozitivă, proiectul s-a dus de râpă, cum ar veni. Uh-huh. De aceea eu aș favoriza o mare coaliție, dar o mare coaliție care să își pună câteva probleme la care societatea, unde societatea are nevoie de răspunsuri. Câteva exemple? Da, eu vă spun de pildă. România va face odată sau nu reforma administrativă. Uh-huh. Adică vom trece dincolo de calculele astea, că acum sunt alegeri, că nu-i supărăm pe primari, că nu putem desființa 1500 de comune și așa mai departe. Asta este o temă. Doi, o altă temă. Vă dau exemple alea, mă rog, care îmi vin acum în minte. Suntem în stare să construim un sistem fiscal, să-l reconstruim din temelii, să-i dăm
durabilitate și predictibilitate, sau ne ocupăm de această veșnică cârpeală în care unii spun vrem cotă unică pentru că trăiesc în iluzia că elementul de identitate liberală ține de cota unică, ceea ce e o prostie până la urmă. Alții spun vrem impozit progresiv, dar în același timp vrem servicii de la stat, dar nu încasăm bani de la... Pentru a finanța serviciile. Pentru a finanța serviciile de la stat. Ne plângem de unele și nu suntem în stare să ne ocupăm de celelalte. Și, nu știu, mai sunt în materia asta și alte lucruri. Nu, eu trăim în situația contradictorie în care România are una dintre cele mai bune rate de creștere economică din Europa și cea mai mare gaură buget. Ceea ce e... Aproape un nonsens, da. Aproape un nonsens. Bun, deci astea sunt lucruri de care trebuie să... Deci spuneți că mai degrabă pentru viitoarea construcție ar putea fi... Temele de politică externă pe care le-am enunțat, de pildă. Mai dorește România să joace vreun rol, adică, în primul rând, are România o poziție în raport cu temele de dezbatere europeană, care vor apărea, inclusiv votul majoritar și așa mai departe, inclusiv tema cu Schengenul, care excede aspirațiilor României. Chestiunea cu Schengenul va fi altfel în Europa în viitor, pentru că presiunea migraționistă și dorința statelor de a opri aceste fluxuri va duce la o regândire a sistemului cu totul. Noi s-ar putea să ne batem acum pentru a intra într-un sistem care nu va mai exista. Da, da, da. Și consumăm și energie. Și consumăm energie și așa mai departe. Ne interesează ce se întâmplă cu restul lumii. Gândiți-vă de pildă că am avut privilegiu ca în Orientul Mijlociu sau în Africa, să fie generații de lideri politici, militari, de business cu studii în România, care își aduc aminte de România. Care în anii 80, în ultimul deceniu al lui Nicolae Ceaușescu, erau pe aici, pe la facultate. Da, da. Ne folosim de rețeaua respectivă. Păi nu, dar ei în 3 ani ei vor ieși din, practic, din... sistem. Din sistem. Iar copiii lor au studiat prin America, prin Anglia și așa mai departe, nu o să mai știe mare lucru deci despre... Deci capacitatea noastră de influență se reduce drastic. Da. Despre... Sunt niște teme, dar dumneavoastră spuneți că mai degrabă puse într-un cadru pozitiv. S-a terminat cu dușmanul exploatat politic, pentru că a fost... De la Băsescu, știți, USL-ul s-a construit pe ura împotriva lui Băsescu. Klaus Iohannis a construit foarte mult politic pe ura la adresa Ciumei Roșii. După aia hai la guvernare, dar asta e altă poveste. Să nu mai insist, că după aia o să ziceți că sunt... Că eu nu, eu n-am fost... Și, adică s-a construit foarte mult pe negativ în politica celor 30 și 30 de ani. Eu din experiența mea de, mă rog, consultant politic mai degrabă, că într-adevăr ura e un factor mobilizator. Dar din păcate, însă dincolo de, și aici e un deficit al unei părți foarte mari din clasa politică românească, nu contează doar cum câștigi alegerile. Noi nu avem o problemă în a organiza formule politice în România care să câștige alegerile. Noi avem o problemă în managementul societății și în administrarea ei. Adică ce facem după ce am câștigat alegerile? Adică ce facem după ce am câștigat alegerile. Și din punctul ăsta de vedere, aici România riscă să piardă foarte mult. Pentru că cineva va câștiga alegerile din 2024. Întrebarea, cel mai probabil. Întrebarea că le va câștiga pe ură, pe teamă, pe... Dar dacă ar fi să mizați, ați merge pe cei doi, sunt liderii de ajuns de puternici, carismatici, Nicu și Marcel, așa cum într-un moment de sinceritate s-au recomandat reciproc chiar în Parlamentul României?
sunt îndeajuns de puternici pentru o construcție politică care să vină în întâmpinarea acestor idei ale dumneavoastră și eu a multora din spațiu public? Nu o să vă dau un răspuns, pentru că e vorba de doi oameni cu care am relații personale foarte bune și nu o să comentez lucrurile astea la televizor, dar le-am mai spus-o și în particular. Nici nu mă interesează, pe de altă parte, încă vreun lider carismatic care să apară o ceva... Am ajuns de, să-mi fie teamă de... Stați puțin, în ultimii 10 ani vi se pare că carisma a jucat vreun rol în politica românească? Au mai jucat roluri. Au mai jucat. De la Băsescu încoace, serios, mai știți vreun carismatic? Bun. Acum putem să facem discuția asta, dar dați-mi voie să nu mă exprim. Dar președintele Klaus Iohannis a avut carisma lui. Carismatic nu înseamnă neapărat sensul acestui cuvânt, este... Acum, dacă... Da, în sensul de... Mai larg. Putem să redefinim și termenii ca să... Nu redefinim. Cadreze niște personaje cu cuvintele, dar... E vorba de a redefini termenii, e vorba de cum așezăm viitorul societății, care trebuie așezat pe o dezbatere și un proiect real, pentru că, încă o dată vă spun, nu așteaptă nimeni după România. Sigur. România va înțelege, se va mișca repede, va avea mobilitate sau va fi lăsată în urmă. Am înțeles. Dar profit și eu de prezența dumneavoastră să adresez niște întrebări pe care n-am putut să le adresez mai nimănui în ăștia 9 ani de zile, că câți oameni, dacă vă pot răspunde. Câți oameni care au lucrat cu Klaus Iohannis pot să cunoști într-o viață? Foarte puțin. Ați crezut în victoria lui Klaus Iohannis de la început, în alegerile din câștigate pentru primul mandat? Mai ales după acea diferență de voturi uriașe între domnia sa și Victor Ponta din primul tur? Dacă i-am spus acest lucru, de ce nu întrebați pe Victor Ponta că i-am spus că noi vom câștiga alegerile? I-ați spus lui Victor Ponta? Da. Normal. Era o chestiune de statist. Și ce a răspuns? Mă rog, el considera că are un ecart foarte mare și că... Nu, dar era o chestiune de statistică. Electoral, de statistica voturilor. Fiți mai explicit un pic pentru cei care ne ascultă, că așa Victor Ponta cred că a înțeles din prima. Există un pachet de un milion și ceva de voturi care nu participă la alte alegeri decât la cele prezidențiale. Acei oameni votează doar în alegerile prezidențiale. Și acei oameni nu votează PSD-ul. Păi, pe logica asta, un președinte PSD e foarte puțin probabil în România, nu? Așa cum se iluzionează Marcel Ciolacu PSD zilele astea. Nu pot să fac acest comentariu această... Sau pe logica asta, pe oricine ați fi pus contracandidat în locul lui Victor Ponta, ar fi ajuns președinte? Nici acest comentariu nu pot să-l fac. Bine. Atunci spuneți-mi așa, domnule Mihalache, cum ați făcut un salt pentru un candidat atât de mare de la Sibiu la Cotroceni? Cum ați reușit? Adică ce a funcționat cel mai bine la nivel de mase în raport cu mitul Iohannis? Faptul că Sibiu era un oraș așezat, faptul că era de etnie sasă și cumva apelul la istorie? Au funcționat mai mult. Adică care credeți că a fost cheia câștigătoare pentru Klaus Iohannis? Nu a existat o cheie. Au existat mai multe chei câștigătoare. Dar cam toate datele convergeau, de la prezență, prestanță, la asocierea cu administrație de succes. Asta este. Pe unii avantajează, pe alții nu-i avantajează. Am înțeles. Ați fost mulți care la PNL la momentul respectiv care ați crezut în succesul lui Klaus Iohannis? Puțin. O mână de oameni. Da. Da, asta o să... Păi nu, că e dacă vreți o pagină de istorie și sunt curios să o cunosc. Este o pagină de istorie care va fi scrisă în... La momentul la care
va fi vreme. Dar lumea știe și nu sunt secretele, știți și dumneavoastră, nu eram... Nu e ceva care e secret până la urmă, că umblam pe acolo cam singur prin sediu. Cred că era Edi Helvig, eu, Marian Petrache, câțiva. Nu erau foarte mulți. Nu credea nimeni. Și după aceea s-a umplut sediu, evident. Da, cea mai distractivă imaginea a fost cea nopții turului 2. De ce spuneți asta? Păi nu mai găseai, nu puteai arunca un ac pe acolo. După ce cu o săptămână înainte bântuiam câțiva prin sediu de campanie. Dar când s-a prins activul de partid că e victorios Klaus Iohannis? Care a fost momentul diaspora? Nu activul de partid. Mă rog. Când în decursul zilei, știți cum e, că se fac exit poll-uri, în fine, undeva pe la ora 3 îți dai seama cam da. De dimensiunea ecartului între candidați. Gândiți-vă că ecartul între președintele Iohannis și Victor Ponta a fost considerabil. Da, da. A și fost acea recunoaștere a înfrângerii destul de imediată a lui Victor Ponta. Nu a fost un ecart de tipul competiției Băsescu-Joană din... Sau Băsescu-Năstase. Sau Băsescu-Năstase. A fost un ecart... Un milion de voturi. O dimensiune considerabilă de voturi. Da? În fine, acum asta rămân pentru istorie. Eu mă întorc la... Nu, dar e foarte interesant. E un moment pentru istorie și dacă puteți să-l mai completați cu o informație. Și din prima zi în care a ajuns la Palatul Cotroceni împreună cu dumneavoastră, a început un război cu Victor Ponta. Nu e adevărat. Hei, nu e adevărat. Nu este adevărat. Atunci vă întreb altfel. A dorit Klaus Iohannis să facă vreo secundă echipă cu Victor Ponta sau a făcut tot posibilul pentru a-și pune guvernul meu? Nu cred că aveți o percepție corectă. Vă rog, explicați-mi tocmai de asta, că vreau să înțeleg. Nu, cred că până la urmă, mă rog, în fine, acum astea rămân lucruri care sunt într-o zonă de subiectivitate. Nu am avut multă vreme după... instalarea președintelui, percepția că exista vreo presiune de a pune, de a-l înlătura pe Victor Ponta. Sigur, era o presiune care venea din partea PNL-ului mai degrabă. Da, era o presiune dinspre partid? Partidul era cel care, în fine, avea, sau liderii partidului aveau dorința de a... Da, e o istorie complicată cu, mă rog, ce a fost atunci colectivul și cu anumite chestiuni care țin de, hai să spunem, conduita lui Victor Ponta, pe care eu îl apreciez ca și inteligență, dar care, mă rog, în fine, nu mă face să vă spun acum lucruri care nu doresc să le spun la televizor. Nu a fost corect în multe lucruri. Nu pentru... Mă scuzați, pentru că marșam foarte mult pe ideea dumneavoastră de Românie normală sau care teoretic intrase într-un proces de normalizare. Și noi în acele zile vedeam cum se prelungește conflictul Băsescu-Ponta, doar că se schimbase titularul de la Cotroceni și devenea conflictul Iohannis-Ponta. Asta... Nu cred că aveți o percepție corectă. Până la urmă, au fost luni bune în care a funcționat un anumit tip de coabitare. Sigur, era destul de complicat să ai un prim-ministru care a trecut printr-o competiție pe care a pierdut-o cu titularul funcției de președinte.
asta a creat niște, a lăsat niște urme, dar în primele câteva luni eu nu am avut percepția aceasta. Am înțeles. Dar spuneți că presiunea asta mi se pare chiar interesant, presiunea venea dinspre PNL și cumva firesc, dacă stai să te gândești, că partidul care dă președintele, după ce își vede victorios omul, vrea cumva să vină să pună în operă planul politic sau promisiunile politice. Eu cred că pentru sănătatea democrației românești și această temă într-o zi va trebui abordată. Îmi pare rău atunci când s-a făcut Uniunea Social-Liberală că nu a existat suficientă voință politică pentru a modifica regimul constituțional din România în sensul clarificării. Se pornise o acțiune cu președintele Crin Antonescu, președinte de Comisie de Modificare a Constituției, început să se lucreze. Dar lipsa de voință politică a fost din partea lui Victor Ponta și a Partidului Social-Democrat. Ei au fost cei care au blocat acest proces? Da. De ce? Pentru că, în fine, din păcate, președintele Băsescu i-a învățat cum ca președinte poți să folosești niște butoane, instrumente, pârghii și că e mai bine să fie un om care să... Un tătuc la butoane. Da, deci care... Victor Ponta a căzut în plasa lui Adrian Năstase, s-a iluzionat că ajunge președinte și că cu o constituție fragilă îi poate forța oricând limitele. Eu pot să vă spun retrospectiv, dar n-aș vrea să focalizăm foarte mult pe trecut. Mai oricum, suntem aproape de final și mai că atunci domnul Crin Antonescu era destul de, cu care am lucrat și am pretenția că știu ceea ce s-a întâmplat în acești ani, că era partizanul unei clarificări a regimului constituțional. Opoziția a venit din partea PSD și a lui Victor Ponta. Tot PSD a fost de vină pentru ruperea USL, domnule Mihalache, până la urmă? Dincolo de frecușurile de guvernare și de... Mai degrabă obsesia lui Victor Ponta, căruia i-au băgat unii în cap că ar fi un bun, că ar trebui să fie președinte și să se joace cu aceleași butoane. E o pierdere pentru politică faptul că la un moment dat Crin Antonescu a decis să se retragă? Este. Ar putea să revină Crin Antonescu? Nu cred că își dorește. L-a trădat Klaus Iohannis pe Crin Antonescu? Nu. Că a fost acel moment în care Crin Antonescu a demisionat, s-a întors totuși în birou politic al PNL și a cerut o revalidare pentru o candidatură la președinție, n-a mai obținut-o, Klaus Iohannis a obținut mai multe voturi. Ce s-a întâmplat acolo, domnule Mihalache? Bun, opțiunea de a demisiona lui Crin Antonescu a fost opțiunea lui, la care noi, cei foarte mulți, ne-am opus. După care viața a mers mai departe. Asta este. Calculul lui Crin Antonescu pentru a-l aduce pe Klaus Iohannis la centru, vicepreședinte PNL, prim vicepreședinte PNL, a fost cu bătaie spre Cotroceni sau și-a depășit creația maestru? E complicat. Nu era cu bătaie spre Cotroceni la acel moment. Dar pentru ce era? Ce rol se pregătea? Era un rol de premier și un rol de, dacă mi-aduc eu bine aminte, dar trebuie întrebați și restul sigur, colegilor. Și el era un import în Partidul Național Liberal care dădea un pic de vitalitate și de atracție politică datorită acestei imagini de om serios, edil de succes, inclusiv cu această componentă de neamț în sens pozitiv, de rigoare, da, rigoare nu, și așa mai departe. Da, nu, că aici nu... Uneori, cum se spune, că viața bate filmul și realitatea bate planurile
care se fac. Ceea ce s-ar putea să se întâmple și în 2024. Sunt convins. Deci spuneți pe scurt că Crin Antonescu vedea mai degrabă un tandem de tipul Crin Antonescu președinte, Klaus Iohannis premier. Așa era la momentul primăverii lui, în momentul când s-a separat Uniunea Social Liberală. Și n-a fost o discuție în sensul recuperării lui Crin Antonescu după ce Klaus Iohannis a ajuns la Cotroceni? Acum nu mă puteți întreba pe mine lucruri care țin de personalitatea lui Crin Antonescu, pentru că sunt foarte multe opțiuni pe care domnia sa le-a făcut și rămâne un om care, spre lauda lui, este destul de ferm în opțiunile lui. E un om politic atipic. Eu mi-aș dori ca în politica românească să existe mai mulți oameni care să aibă caracterul, convingerile și cultura lui Crin Antonescu. Mai vorbiți cu Crin Antonescu? Mai vorbesc, da. După 2024 ar fi loc de ceva eforturi de convingere, de persoasiune? Nu știu dacă își dorește. Am înțeles. Dar pentru el, Eduard Helvig, domnule Mihalache, pentru că a fost unul din numele pe care le-ați rostit dumneavoastră mai devreme, ar fi loc în PNL? De ce? E, vedeți, lejeră trecerea unui fost șef de serviciu secret din rândul lucrătorilor SRI, în rândul civililor liberali? Nu. Cât pot fi Eduard civil? Helvig nu a fost un lucrător SRI, ci a fost un director civil al Serviciului de Român de Informații. Din punctul ăsta de vedere, nu cred că trebuie să punem în acești parametri discuția. Este adevărat că funcția de serviciu secret, de director al unui serviciu secret, generează anumite constrângeri după plecarea din poziția respectivă. Eu mențin punctul de vedere că Eduard Helvig e un strateg politic bun, în fine, tracțiunea lui electorală a avut un mandat bun ca director al Serviciului Român de Informații într-un proces complicat de reformă pe care lumea nu-l percepe în toată dimensiunea lui. Reprezintă un asset, nu e neapărat vreun tractor electoral. Da, îl vedeți un potențial candidat la președinție? Are profilul acesta? Eu în momentul de față nu-l văd. Nu. Cu toată prietenii. Cred că avem un carton repede la final de tot cu platoașul cu candidații pentru 2024. S-a înscris foarte multă lume, domnule Mihalache, deja. Mircea Joană este într-o competiție, probabil că și Nicolae Ciucă, înțeleg că se... Dar ce caută domnul Motea? Aici voiam să vorbim și de revoluție care se coace la PNL în condițiile în care Bode și cu Ciucă eșuează după europarlamentare. Înțeleg că Motreanu Helvig ar pregăti Asta e un tandem de care încă n-am auzit. N-ați auzit? Nu. Uite, v-am pus în temă. Acum puteți să meditați sau să dați niște telefoane după ce se termină emisia. Cam așa ar fi o primă hartă, domnule Mihalache, a candidaților pentru 2024. Drulă, Cioloș, Chioveș. Ca să poate deveniți nostalgic. Domnul Ciucă, domnul Joană, domnul Ciolacu, domnul George Simion și candidatul surpriză. Dacă ar fi să vă puneți banii pe un nume, ați alege vreun nume cunoscut sau vreun candidat surpriză care să răstoarne toate calculele de moment? Aș alege pe cel care e în stare să dezvolte o viziune despre România și să inspire. Eu cred că un viitor președinte trebuie să inspire și să funcționeze inclusiv ca un reper valoric. Elita politică românească s-a dus mult prea jos din punct de vedere valoric. Și aici președintele poate juca un rol în a da direcție
a inspirat dezbatere și a dat direcție societății, ci și a seta niște standarde valorice. Vreunul din aceștia poate reseta? Nu. Atunci răspundeți la întrebări. Atunci răspundeți la întrebarea la care n-ați vrut să-mi răspundeți, domnule Mihalache, în final. De ce n-ați rămas în România alături de Klaus Iohannis să puneți în practică toate lozincile electorale? Pentru că am ales diplomația. E o experiență m-a învățat foarte multe și cred că la ora asta sunt un pic mai... înțeleg mai bine lucrurile, înțeleg inclusiv ceea ce am greșit acum, sau mă rog, lucrurile, cum am făcut lucrurile acum 10 ani și ce n-aș mai face acum dacă aș lua-o de la capăt în politică. Și insist cu întrebarea la care de asemenea n-am primit un răspuns. Plănuiți să vă întoarceți în politică? Vom vedea. Credeți în steaua europeană lui Klaus Iohannis? Are șanse să ajungă într-o funcție înaltă europeană, înalt reprezentant pe politici? Ar fi externe. O chestiune importantă, nu neapărat pentru președintele Klaus Iohannis personal, cât pentru România. Mai vorbiți cu Klaus Iohannis? E un detaliu personal. A, nu. La nivel de consiliere, de sfaturi, de... Nu mai permit să dau sfaturi. Am înțeles. Ar mai fi fost o întrebare cine își mai permite, dar o lăsăm pentru data viitoare, domnule Mihalache. Vă mulțumesc pentru deschidere, pentru dialog, surprinzător pentru mine și aștept momentul în care veți reveni în platou descătușat și de condiționările funcției pe care o aveți astăzi, să vorbim mai pe larg despre ceea ce deja a devenit sau tinde să devină istorie. Vă mulțumesc așadar, vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. S-a mai terminat o ediție, încă o săptămână. Vă aștept și săptămâna viitoare la final. Toate bune!